Bună ziua, prezentăm astăzi LG Optimus Chic E720. Este un telefon ce a fost lansat în luna noiembrie 2010. Are 132 de grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen ce măsoară 3,2 inch și suportă rezoluție 320x480 de pixel. Trebuie să precizăm, printre funcțiile display-ului, vine cu multi-touch, vine cu un accelerometru pentru senzor pentru auto-rotate, un senzor de proximitate, are și un senzor de ambient light. În partea de jos putem să găsim butoanele touch sensitive specifice telefonelor bază de Android, butonul care ne aducem prin planul meniu adițional, Home, Back, respectiv Search. Trebuie să vă spun că telefonul este de o eleganță aparte. Din punctul meu de vedere este o îmbinare foarte bine făcută între un telefon business și unul fashion. Spun acest lucru deoarece vine cu sistemul de operare Android. Este versiunea 2.2 Froyo. Și atenție, se poate face update la versiunea 2.3. În partea din dreapta găsim tastele de volum. În partea de sus, butonul ce închide sau deschide telefonul, respectiv îl pune în modul standby. Geara 3,5 mm pentru căști. Slot micro USB pentru cablul dat respectiv încărcător. În partea din spate putem să vedem o cameră 5 megapixeli. Telefonul poate să facă poze la o rezoluție maximă de 2592x1944 de pixel. Dispune și de autofocus, dispune geotagging, poate să înregistreze și video VGA la 30 de frame pe secundă. Trebuie să precizăm că vine pe lângă Android versiunea 2.2. Din punct de vedere hardware, vine cu o memorie internă de 150 MB, însă suportă un card microSD de până la 32 GB. În același timp vine cu un procesor performant de 600 MHz, ceea ce face ca navigarea să se facă foarte ușor. După cum știm, sunt mai multe meniuri, mai multe display ce pot fi customizate prin shortcut-uri, widget-uri, foldere sau wallpaper-e. În partea de sus, bara de notificări și aplicații ce rulează în background. Hai să intrăm și noi în meniu. Cei de la LG au adus ei o oarecare adăugare la Android, la versiunea 2.2, cu o interfață proprie și am împărțit meniul în mai multe părți, practic comunicații, entertainment, tools, aplicații, ca și setări. Ultimul meniu, o secundă. Ok, meniul de comunicații, phone. Loguri, ultimele 30 de apeluri, printre 30 de apeluri efectuate și printre 30 de apeluri adaptate. Contacte, putem adăuga practic un număr nelimitat de contacte cu apelare foto. Avem posibilitatea de a adăuga câteva contacte favorite. Mesageria. Telefonul poate să creeze SMS-uri, MMS-uri, e-mail-uri. Se poate conecta și la Messenger. După cum era de așteptat, modul Landscape, putem să observăm o tastatură for QWERTY. Poate scrie foarte ușor pe această tastatură. Putem să activăm și TNO. Hai să revenim la meniu. Camera. Opțiuni diverse. Contrast, luminositate, diverse efecte. Music. Telefonul poate să redea fișiere de tipul MP3, WAV, VMA, AAC, AAC+. Putem să, bineînțeles, să adăugăm albume, putem crea playlist-uri, galerie. Momentan nu avem nicio... sunt câteva imagini preinstalate, a durat puțin până le-a introdus, l-a făcut caching. Pinch pentru zoom-in, zoom-out. Video player. Telefonul poate să redea fișiere video de tipul DivX,
MP4, H.263, H.264 și WMV. Să din păcate nu sunt fișiere de acest gen în telefon preinstalate. Android Market, ne-am cunoscutul magazin oficial unde putem downloada aplicații. Radio FM cu RDS, avem nevoie de căști. YouTube, ne-am cunoscutul player. Comunitate online cu video. Hai să facem o căutare după cuvinte cheie telefonul tău. Folosește de difuzorul din cutare. Telefonul mai dispune și de busolă digitală, foarte utilă pentru anumite aplicații, și special cele pentru GPS. Să vin la meniul principal. News and Weather. Folosește GPS pentru a afla poziția noastră, coordonatele. Să nu știa că o să reușească acest lucru, deoarece suntem într-o clădire. Top Stories, cititor de feed-uri SS. Bursa. OpenRise, mai sunt câteva aplicații preinstalate. Weibo ne permite să facem tethering. Dacă dispunem de un SIM 3G, în acest sens trebuie să precizez că telefonul vine cu suport pentru viteze până la 7,2 megabits pe secundă download și 2 megabits pe secundă upload. Putem crea o rețea wireless și să share-uim conexiunea de internet către alte device-uri. LG Movie Guide, News Reader, Tools, setări de wireless și rețea. Bineînțeles, dispune de wireless, am conectat și noi la rețea noastră locală. Display, luminositate, diverse setări pentru animații, sincronizare și conturi, setări pentru căutare, calendar, care poate fi sincronizat cu Google Calendar sau Yahoo Calendar, ceas, calculator, voice recorder, meniul de aplicații, LG App Advisor. Vă recomand cele mai noi și cele mai bune aplicații dedicate pentru acest telefon. Browserul. Am intrat și mai devreme pe telefonul nostru, pe telefonul.eu, pe site-ul nostru. Bineînțeles, putem să-l vedem și în modul landscape, nu doar portrait. Putem folosi funcții de pinch pentru zoom in, zoom out. Din păcate, versiunea aceasta 2.2 pe acest telefon ne permite să vedem și conținutul flash, însă am înțeles că o să poată să rezolvă acest aspect cu versiunea 2.3, cu următorul upgrade. Revenim la meniu. Facebook. Binecunoscuta comunitate, este o aplicație ce ne permite să ne conectăm la contul nostru Facebook, Gmail, Google Search, Google Latitude, care se folosește împreună cu Google Maps. Ne dăm seama că telefonul vine cu GPS receiver cu suport AGPS. La fel, nu știu dacă o să reușească să înghesească coordonatele noastre GPS, deoarece este într-o clădire. Liar este un browser ce se folosește de augmented reality pentru a afișa în funcție de coordonatele noastre GPS puncte de interes. LG AirSync. Era timpul ca cei de la LG să permită sincronizarea și practic să putem face backup la datele din telefon într-un cont online. MySpace. Navigation, care ne folosim pe Google Maps, Google Places, Google Talk, ThinkFree Office. Putem să vizualizăm și să edităm documente Excel, PowerPoint, OneNote, TraceMe,
Este o aplicație utilă în caz că, dacă trebuie să activăm această aplicație, în caz că pierdem telefonul, dacă avem un cont pe Google, putem să vedem tot timpul, să facem tracking, să vedem unde este. Bineînțeles, dacă dispune, dacă este deschis telefonul, că nu o să putem să aflăm unde este dacă este închis. Twitter, Voice Search, care este în limba engleză. Pe ecranul principal puteți mai vedea în partea de jos shortcut-uri către cele mai vizuale aplicații. Am trecut și noi în revistă rapidă acest telefon. Este vorba de LG Optimus Chic E720. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.